Suntem, doamnelor și domnilor, la căminele liceului, fostului liceu numărul 2 din municipiul Târgoviște, actualmente grupul școlar Voievodul Mircea din municipiul Târgoviște. În această cameră, da, iată și ferestrele camerei în spatele meu, aici a stat până nu demult tânărul Gheorghe Gianni, de 27 de ani. Spun până nu demult, pentru că de ceva vreme încoace își petrece nopțile pe unde apucă, prin parc, prin gări. Anul ăsta în vară a venit cunoștință la mine doamna Costa Luminița și mi-a spus... Cine este doamna Costa Luminița? Haideți să precizăm. O vecină care locuiește aici pe palieri cu mine. A venit și a spus, am găsit ceva de lucru la mare și hai să mergem să muncim. Plecăm din mai și ne mai întoarcem în septembrie. Zic, ok, nicio problemă, că și așa se spunea că nu avem de lucru. M-am dus, am muncit pe litoral, când m-am întors după litoral, am găsit camera spartă, lucrurile care erau în ea nu mai erau și mi s-a spus că aici nu e hotel să stau și să plec când vreau eu. Și cine ți-a spus așa? Administratorul, când m-am dus să întreb ce s-a întâmplat cu camera mea. Și mi-a spus că aici nu este hotel să plec și să vin când vreau, că și așa am făcut o grămadă de probleme. Și am întrebat... De când stăteai tu aici? Stăteam de 8 ani de zile, de când am ieșit din cămin. Am fost și la domnul Boriga de, pe tot parcursul din septembrie până acum. Cum l-am prins, am făcut și vreo două memorii scrise. Așa și mereu îmi spune, așteaptă. Și de săptămâna asta de luni care a trecut, m-am hotărât, zic, să stau pe fiecare zi pe capul lui. La 7:30 dimineața am ajuns acolo și l-am așteptat pe domn primar. L-am așteptat, m-am ținut după dânsul de la mașină până în primărie. În primărie mi-a spus, hai de sus. Am urcat sus până la birou la dânsul. Acolo mi-a zis, așteaptă până vin eu. Am așteptat până la ora 4. S-a făcut 4 după amiază și nu mi-a zis nimica. A doua zi am luat-o de la capăt. Am așteptat. A venit el, m-a luat până în holul primăriei, mi-a spus, așteaptă. Iarăși am așteptat până la 4. A treia zi la fel. Și uitați-vă că acum sunt tot în stradă. Și eu dau seama că m-am chinuit. Nu vă mai zic de mâncat, nu poți să mănânci nicăieri, că n-ai unde să-ți faci, n-ai ce să-ți faci, decât cei care mă ajută îmi zice, bă, ia și du-te și ia-ți ceva. Dar... să te întreb, unde mănânci, unde te speli? De mâncat, v-am spus, mănânc decât îmi iau de gătit, de spălat. Mi s-a interzis că s-a făcut scandal aici pe palier, că de ce vin și fac baie aici pe palier, că înainte venea. Cine a făcut scandal? Administratorul. A zis că de ce vin să fac baie aici pe palier, că ce e aici hotel. Și acum am să pun și coasta la mine și mă mai duc prin pecouri, prin pe unde nimeresc. Și le zic că am nevoie la toaletă și mă duc și mă spăl. Ce probleme face și el tânăr, că mai vine și la el o domnișoară, un băiat, la un pahar de suc. N-a făcut niciun scandal, n-a făcut, nu s-a omorât cu nimeni. Era aceea geam cu geam lângă mine, n-aveam probleme cu el. E un băiat cu minte, nu e un bețiv, nu e un barbugiu, nu e un vagabond, nu e să se ia de lume, nu e doamnă, e un băiat cu minte. De tot palierul știe toată lumea. Pe el a primit o femeie de la mai ținut și pe el așa. Că stătea, mi-era milă de el cu bagajele într-o seară afară, la poartă, era aici în curte. Când aveam nevoie și ceream ceva de la el, m-a ajutat. Și nu numai pe mine, pe toată lumea. Și cum am auzit de la alții, ce că din cauza lui este, toți aici a venit, că el a fost primul venit aici. Și el i-a adus pe toți. Pe toți de la școala specială, pe toți i-a adus. Și acum de el nu mai are niciunul treabă. La rândul lor, cei care administrează aceste, așa zis, locuințe sociale, spun că au făcut tot ce le-a stat în competență pentru ca tânărul Gianni să aibă un acoperiș deasupra capului. A primit acea repartizare într-o cameră. Nu se înțelege cu persoanele respective. Ce pot să fac eu? Am încercat, am trimis și poliția comunitară când n-am mai fost pe aici. Unde să-l bag în căminul cu elevii? Nu, în căminul unde stau categoric și ceilalți. Nu, unde stau ceilalți. Și sunt două camere libere, așa spuneau vecinii. Sunt două camere libere. Este o singură cameră în care a fost o organizație care are acolo un spațiu și pe care o folosim, că avem și arhivele. Și acum suntem în curs de reamenajare. De aceea domnul administrator a scris camera nouă, pentru că era singură... Camera nouă, pentru că este o cameră la fel ca și camerele în care stau elevii de 4 persoane. Acestea sunt condițiile. Realitatea, doamnelor și domnilor, este însă una crudă. Tânărul Gianni Gheorghe, de doar 27 de ani, doarme acum, în pragul iernii, pe unde apucă. Pe o bancă în fața primăriei Târgoviște, așteptându-l pe primar, sau în fața căminului unde până nu demult locuia, așteptând mila vreunuia dintre foștii vecini. Al arterii am stat în fața primăriei pe bancă, așa. Noaptea? Toată noaptea am stat acolo. Toată noaptea ai dormit pe băncile, pe o bancă din fața primăriei Târgoviști? Da, unde erau și două doamne gardiene roșcate
așa cum a rețin minte, s-a uitat la mine, la un moment dat a trecut un polițist, mi-a zis că, băi, ce cauți aici, hai, dă-i drumul de aici, așa? Pe la ora 4 dimineața am venit aici la liceul numărul 2 și m-am pus pe bancă de aici de la liceul numărul 2, că dacă acolo nu mă lăsau, au zis că aici e mai ferit.